Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Ina Putale Sanrupa Kadamayam Dadati Swaha Padantikam. Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Hare Om Tat Sat. Așa, deci, bun venit la seminarul nostru intitulat Chanakya Sutra, aforismele înțeleptului Chanakya. După cum ținem minte, Chanakya era un svetnic, brahman și prim-ministru al ultimului rege indus, pe nume Chandragupta. El este cunoscut a fi ultimul mare împărat indus. Și am auzit până în prezent că imperiul său se întindea peste Cambodgia, a ajuns până în Thailanda, chiar până în Indonezia. Și în ciuda puternicului imperiu care a fost fondat cumva sub ghidarea lui Chanakya, înțeleptul Chanakya cumva a continuat să trăiască și să ducă un stil de viață foarte modest și foarte simplu. El trăia lângă palat, el nu trăia în interiorul palatului, trăia lângă palat, într-o colibă din iarbă. El nu accepta cazare sau un salariu din partea regelui Chandragupta. Și în acest fel, fiind neplătit, fiind cumva independent, Chanakya a rămas un gânditor detașat, un liber gânditor al societății. Și el avea această combinație ideală dintre Gyana și Vairagya. Da? Gyana fiind cunoașterea spirituală și Vairagya fiind detașare sau renunțare. Poți să dai și mai tare puțin și să se reduci puțin basurile. Șerban, poți să vii în față, te rog, aici? Iată, este un scaun liber. Da? În textele yoghine se descrie că Gyana și Vairagya reprezintă cele două aripi care îl ajută pe yoghin să avanseze sau să, la fel cum o pasăre zboară folosind două aripi. În mod similar, un yoghin, un sadaka, un practicant spiritual avansează datorită prezenței acestor două elemente care sunt esențiale pentru practica spirituală. Gyana înseamnă cunoaștere. Gyana este opusul lui avidya. Avidya este rădăcina karmei, rădăcina reîncarnărilor în cadrul ciclului de naștere și de moarte. Pe când Gyana este cunoașterea care îl ajută pe yoghin să ia decizii corecte, îl ajută pe yoghin să realizeze domeniul transcendental. Și un lucru foarte important este că fără detașare, fără renunțare, orice cunoaștere spirituală care este acumulată, ea va fi pierdută. Deci, cu alte cuvinte, tu poți să ai un vas pe care îl umpli cu apă, dar dacă vasul respectiv are vreo gaură undeva, atunci toată apa este pierdută din vas. În mod similar, noi putem să acumulăm foarte multă cunoaștere teoretică, cunoaștere vedică teoretică, dar dacă vasul inimii noastre sau al conștiinței noastre este cumva spart, adică dacă noi avem ceva atașamente materiale serioase, atunci toată apa cunoașterii este risipită prin fisurile respective sau prin găurile respective. Prin urmare, Chanakya afirmă în textele sale, el spune că detașarea nu înseamnă că nu deții nimic, detașarea înseamnă că nimic nu te stăpânește pe tine. Și el face o afirmație tot în Chanakya Sutra, mai târziu o zice, cel care sacrifică eternitatea de dragul vieții temporare, el va pierde atât viața temporară cât și pe cea eternă. Și noi vedem un lucru foarte interesant în sutrele lui Chanakya. Dintr-o parte, Chanakya ne oferă niște cunoștințe foarte practice în domeniul material. Din altă parte, Chanakya este foarte sobru referitor la adevărurile spirituale și el cumva știe cum să le combine într-un mod foarte practic și foarte benefic pentru existența noastră în această lume, în care noi trebuie să menținem două tipuri de datorii, datoriile noastre spirituale și datoriile noastre
materiale. Deci el oferă exact acest echilibru care este necesar pentru a avansa fără obstacole. Astăzi noi vom studia trei sutre, începând cu următoarea sutră, în care Cenachia spune ce se întâmplă când le oferi sfaturi proștilor. Sunteți curioși să auziți? Vă știți? Bun, haideți să vedem. Oferind lapte șerpilor, vei reuși doar să le mărești cantitatea de venin. În mod similar, oferind sfaturi proștilor, vei reuși doar să îi enervezi. Nu ai cum să le aduci pace mentală. Cine este un prost după definiție? Care este definiția voastră a unui prost? E un subiect, dar asta e aforismul acum. Îmi cer iertare, dar trebuie să-l abordăm. Da, Cosmine? Foarte bine. Vlad, vrei să dai microfonul? Avem doi la microfon, încă un microfon. Cosmine, vrei să mai repeți o dată în microfon? O persoană ce se încrede 100% în cunoștințele și în forțele proprii și nu vrea să asculte deloc de celelalte persoane, de sfaturile autorităților. Bine, foarte bine. Mulțumesc foarte mult. Cine ar vrea? Da, Andreea? O persoană care nu are nici cunoaștere și nici inteligență. O persoană care nu are nici cunoaștere și nici inteligență. Foarte bine. Bogdan? O persoană care își pierde timpul, pierde vară, practic. O persoană care își pierde timpul, își pierde viața. Foarte bine. Foarte bine. Da? Cine ar vrea să mai dau definiție? Cine e persoană proastă? Persoană care nu vrea să-și folosească cunoașterea și inteligența. Că poate el are, dar nu vrea să o folosească. Deci este vorba de ignoranța aceea. Și asta este un gen de prostie, cu siguranță. Ai cunoaștere, dar nu vrei să o aplici. Nu vrei să te folosești de ea sau de inteligență. Foarte bine. Vlad Balu? O persoană care nu-și pune niciodată serios problema dacă el e prost sau nu. Foarte bine. Nu-și pune niciodată problema dacă este prost sau nu. Țin minte, am citit un articol foarte important, scris de Mahatma Prabhu, un discipol de lui Bhaktivedanta Swami și la Prabhupada, al marelui maestru spiritual, care spunea că în orice domeniu când vrei să înveți ceva, există trei cuvinte care reprezintă cel mai mare obstacol pentru a învăța. Și aceste trei cuvinte sunt: eu deja știu, eu deja cunosc. Iată, atâta timp cât tu deja ai în mintea ta acest program, această setare, eu deja cunosc, eu deja știu, atunci abilitatea ta de a învăța ceva nou este blocată. Tu nu mai poți să înveți în continuare. Și de obicei un lucru foarte interesant este că prostia merge în mână cu aroganța, dacă ați observat. Deci, sunt proști, sunt aroganți și oamenii care sunt aroganți sunt și proști pe lângă acest lucru, pentru că ambele sunt fructele din copacul ignoranței. O să dau o definiție din dicționar, cine este un prost, dicționarul român, care spune cine este un prost, o proastă, chiar eram curios să văd. Și o definiție este: om lipsit de inteligență, fără judecată, fără minte, nătărău, o persoană fără știință de carte, om neînvățat, ignorant, om lipsit de rafinament, înapoiat, neevoluat. În Mahabharata, Udyogya Parva, folosind metoda contrastului, înțeleptul Vidura îi oferă regelui, faimosului rege Yudhishthira, care era fratele mai mare din acei cinci Pandava, o învățătură despre diferența dintre un Mahatma, suflet evoluat, și un Duratma, sau un suflet prost, o persoană proastă. Și el oferă câte 9 calități la fiecare. Deci el vorbește despre 9 calități al unui Mahatma, suflet evoluat, și 9 calități al unui prost, Duratma, însuși cuvântul Duratma. Atma înseamnă
ființă umană, în contextul acesta, cuvântul Atma are mai multe sensuri. Atma, în unele contexte, în scripturile vedice, înseamnă suflet, în unele contexte înseamnă supra-suflet, divinitatea supremă, în unele contexte înseamnă adevărul absolut și în contextul respectiv, cuvântul Atma înseamnă o persoană, deci o anumită entitate, o persoană. Și el spune, deci o să avem 6 slide-uri care dau definiția la început a unui Mahatma și după a unui Duratma. Deci, cine este la început un Mahatma? Și o să vedem încă o dată, vreau să repet, este folosită metoda contrastului, da? Care ne ajută mai bine să înțelegem subiectul. El spune, un suflet elevat este cel care a depășit influența dualității materiale. Deci, dincolo de bine, de rău, alb, negru, femeie, bărbat, plăcut, neplăcut, care toate aceste lucruri, toate aceste setări, reprezintă setările minții noastre care ne deranjează foarte mult, anume din cauza că asta îmi place, asta nu-mi place, plăcut, neplăcut, cald, frig, vreau, nu vreau, like, don't like, și așa mai departe. Deci ai formula existenței materiale. Ceva ne place, ceva ne deranjează și tot timpul oscilăm. Deci tot timpul încercăm cumva să ne ajustăm la realitate în funcție de ce ne place, ce nu ne place. Un Mahatma este dincolo de dualitatea existenței materiale. Mai departe se spune, o astfel de persoană nu se simte măgulită, flatată, când este respectată. Deci el nu se înmoaie pe scaun când cineva îi spune, wow, dumneavoastră sunteți atât de frumos, atât de deștept, și el, ba nu, dar nu chiar așa, dar da, mulțumesc. Și de asemenea, el nu se simte supărat atunci când este insultat. Cum odată un discipol vine la maestrul său spiritual și îi spune, maestre, spune-mi, te rog, ce înseamnă a fi un suflet realizat? Și maestrul spiritual îi spune, a fi un suflet realizat înseamnă a fi ca morții. Și discipolul întreabă, cum, ce înseamnă a fi ca morții? Și el zice, du-te la cimitir, da? Și când o să vezi o procesie de înmormântare, glorifică-l pe mortul respectiv. Băiatul s-a dus, a intrat în cimitir și când era un mort, era o procesie, el a început să-l glorifice, cel mai deștept, cel mai inteligent, cel mai frumos, și s-a întors înapoi la maestru. Și maestru spune, du-te încă o dată la cimitir și când o să mai vezi o altă procesie, atunci batjocorește-l pe un mort pe care o să-l vezi acolo. Mai fii atent să nu te bate nimeni. S-a dus, a făcut, a batjocorit și când s-a întors înapoi, maestru l-a întrebat, și spune-mi, te rog, ce ți-au răspuns morții în primul caz? Nimic. Ce ți-au răspuns morții în al doilea caz? Nimic. Asta înseamnă a fi un suflet realizat. Dincolo de dualitatea. Și ați observat în lumea materială, noi întotdeauna suntem fie foarte glorificați, adică nu chiar foarte poate, dar suntem fie glorificați, fie apreciați, fie cumva băgați în seamă și după aia, bum, cu nasul de asfalt. Da? Aceiași oameni care acum o săptămână te glorificau, care îți spuneau, suntem prieteni de stânge până la sfârșitul vieții, aceiași oameni, ei te calcă în picioare. Și după aia, iarăși, aceiași persoane, când văd că tu cumva ți-ai pasăre Phoenix, te-ai revenit, aceleași persoane, wow, ce băiat frumos ești, ce băiat tare ești. Deci este încă o dată, vreau să spun, este un constituent important al vieții materiale și de ce trebuie să procedăm ca morții în acest sens. Să nu fim infatuați de aceste lucruri deranjați, de aceste lucruri să ne mergem în direcția respectivă. El respinge dorințele corpului și a minții care au ca scop satisfacerea momentară al simțurilor, preias, și preferă în schimb activitățile care vor ajuta să atingă fericirea eternă a sufletului. Și aici avem aceste două noțiuni de shreyas și preyas. Sunt niște noțiuni upanishadice, ele apar în Katha Upanishad, dacă vă aduceți aminte narațiunea despre Nachiketa și zeul morții Yamaraja, când un copil a intrat în moartea clinică și a văzut lumea subterană și el a avut un dialog cu zeul morții Yamaraja. Și este un curs foarte frumos, un dialog foarte frumos, care
constituie Katha Upanishadă, una din cele mai faimoase Upanishade. Și în acest dialog, când Nachiketa vorbește cu zeul morții, îi cere zeului morții, dă-mi te rog tatva gheana, dă-mi te rog cunoașterea despre adevăr și despre suflet. Și Yamaraja, fiind cunoașterea spirituală, fiind confidențială, el n-a vrut să-i dezvăluie din start cunoașterea spirituală și el a vrut la început să-l testeze pe Nachiketa ca să vadă cât de calificat cu adevărat este sufletul respectiv. Și, prin urmare, Yamaraja, când Nachiketa i-a cerut, dă-mi te rog, cunoaștere spirituală, Yamaraja a spus, îți dau bani, îți dau femei, îți dau aur, îți dau mașini, îți dau caruri, îți dau, poți să devii controlorul universului, poți să-ți dau planete întregi pe care tu o să le controlezi, dar lasă-mă în pace, pentru că nu o să-ți dau cunoaștere spirituală. Și Nachiketa tot insista și spunea, nu am nevoie de femei, corpurile femeilor sunt trecătoare, nu am nevoie de bogăție, pentru că corpurile noastre sunt trecătoare, bogăția este furată, este trecătoare, nu am nevoie de aceste lucruri. Am nevoie de tatva gheana, de cunoaștere spirituală. Și atunci, fiind foarte mulțumit, Yamaraja îi spune lui Nachiketa, îi zice, datorită faptului că tu ai ales Shreyas, Shreyas înseamnă binele final și nu ai ales Preyas, adică binele momentan, gratificarea momentană a simțurilor. Datorită acestui lucru, eu văd că tu ai calificarea necesară pentru a obține cunoașterea spirituală. Și atunci Yamaraja a început să-i spună Nayanatma, Pravacinena Labhyo, Namedhayana, Bahuka, Shrutina și așa mai departe. El a început să-i ofere tot felul de cunoștințe despre suflet. Mai departe, următoarea descriere al unui Mahatma din Mahabharata spune: un asemenea suflet elevat este capabil să-și asculte interlocutorul cu empatie, cu multă răbdare și atenție și a pătrunde rapid în esența subiectelor discutate. Deci el înțelege imediat despre ce este vorba, despre ce se discută. Da? El ascultă interlocutorul și un detaliu important care o să-l vedem la Duratma, la un suflet prost, este că persoanele proaste de obicei întrerup pe ceilalți. Nu le dau lor ocazia ca ei să vorbească. Deci ei întrerup interlocutorul. Pe când o persoană deșteaptă, nu întrerupe interlocutorul. El este în modul bunătății, nu este ghidat de acel mod pasiunii care tu vrei să vorbești, tu vrei să fii băgat în seamă, tu vrei să fii centrul, tu vrei să fii buricul pământului, tu vrei să fii în centrul atenției. Da? Nu. O persoană în modul bunătății, o persoană iluminată, iubește mai mult să asculte decât să vorbească. Da? Cum cineva spunea că noi avem o singură gură și două urechi. De ce? Pentru că noi trebuie de două ori mai mult să ascultăm decât să vorbim. El nu discută despre activitățile realizate de alte persoane, cu excepția situației când îi se cere un sfat. Încă o dată, el își caută de treabă în viață. Sau ea. El nu își setează și nu se străduiește pentru obiective de neatins. Și niciodată nu este supărat din cauza pierderilor. Acest lucru se numește praias. Deci praias înseamnă când cineva depune un efort, un supraefort pentru a obține lucruri care sunt greu de obținut în lumea materială. Oamenii muncesc foarte greu pentru a atinge lucruri. Deci el sau ea, nu știu, nu va mânca un an, doi, trei, dar își va cumpăra un Bentley. Sau își va cumpăra un BMW ca să meargă cu 180 noaptea prin centrul Bucureștiului. Și încă și să filmeze și să facă stream. Și încă și să facă stream când polițistul îi cere amendă. Da? Și încă se spune în cameră că ce îmi cere atât de puțin bani, uite, îți dau de trei ori mai mult. Este exact un duratma. Da? Deci el nu se străduiește, nu depune supraefort, da, pentru lucru și el nu este supărat din cauza pierderilor. Bhaktivedanta Swami și Lord Prabhupada, înainte de a atinge sannyas, de a lua sannyas, ordinul renunțării de viață, el a trecut prin foarte multe dificultăți. Toate încercările lui de business ieșuau una după alta, una după alta, una după alta. Și la Prabhupada era întotdeauna foarte relaxat. Yasyaham anugrihnami. Există un verset frumos din
și Matt Bagotan, care spune că atunci când Dumnezeu este foarte jos față de o entitate vie, El ia și îl deprivează de toate atașamentele lui materiale. De soție, de bărbat, de copii, de bogăție. De aceea, fiți atenți dacă vreți să-L venerați pe însuși Divinitatea Supremă. Dacă nu, mai bine venerați semizei, uite, Ganesha sau pe cineva, pentru că ei o să vă da bogății materiale, dar nu o să vă ia nimic material. N-o să vă lipsească de nimic. Dar în același timp o să fiți lipsiți de cunoașterea spirituală. De alegerea este după noi. Și a treia definiție al următoarele 7-8-9 despre cine este un Mahatma. El nu este tulburat de fericire și nefericire și rămâne neclintit, detașat în ambele. El își duce la capăt toate datoriile. Un detaliu foarte important. Iarăși un aspect al modului bunătății este de a duce la capăt orice lucru pe care l-ai început. Niciodată nu a-l lăsa semi-completat sau necompletat, da? Până la capăt. Îndeplinindu-le cu sârguință, deci nu cu negligență, dar cu sârguință, și nu-și permite niciodată să-și irosească timpul prețios în leneș și trândevie. Despre asta am mai vorbit în decursul acestui seminar, ajungând la concluzia că timpul este cea mai mare resursă pe care noi avem în corpul nostru uman. Putem să pierdem orice, dar dacă pierdem timp, atunci cu adevărat suntem niște... Cum am tradus noi cuvântul loser? Ratați. Suntem cu adevărat niște ratați. Un suflet elevat nu se concentrează pe defectele altor oameni, ci recunoaște cu bucurie și fără invidie calitățile lor virtuoase. Deci el este capabil să aprecieze calități frumoase în persoanele din jurul lui, să aprecieze inteligență, să aprecieze înțelepciune și să învețe de la alți oameni. Asta este un aspect foarte important al inteligenței, abilitatea de a învăța de la ceilalți. Deci nu am acest concept în mintea mea că eu deja cunosc. Nu cunosc. Nu cunosc suficient, eu vreau să cunosc. Eu sunt un discipol. Eu nu sunt un maestru, eu sunt un discipol. Asta este o calitate foarte, foarte importantă pentru avansul spiritual. Pentru că în momentul în care tu te consideri un maestru, un guru, acolo s-a încheiat avansul tău spiritual. Și Vidura spune, el zice, aceasta este descrierea unei persoane care a realizat înțelepciunea spirituală urmând și neabătându-se niciodată de la ceva, de la calea virtuții, de la Dharma. Iar acum, o rege, își voi descrie trăsăturile unui prost care este opusul complet al unui înțelept. Și aici va fi o descriere biografică deja, despre autobiografică despre noi. Așa că fasten your seatbelts și haideți să ascultăm. Mintea unei persoane vicioase, lipsite de înțelepciune și inteligență spirituală, este concentrată mereu pe îndeplinirea dorințelor sale senzuale, pe satisfacerea simțurilor, dorindu-și mereu ceva mai mult. Adică el tot timpul, cred că ați auzit acea narațiune despre 99, nu? Există o pildă foarte interesantă, nu mai țin minte exact detaliile, dar... Era ceva de gen când o persoană avea 99 de lucruri frumoase ceva în viață și după aia vine cineva și îi spune ai doar 99 de lucruri și nu ai 100. Păcat, pentru că dacă ai fi avut 100, lucrurile ar fi o cifră mult mai frumoasă. Și omul care toată viața lui era foarte fericit având acele 99 de lucruri frumoase, mintea lui s-a setat pe acel singurul lucru, pe acea singură cifră, 1, care îi lipsea și a dat la o parte toate cele 99 de lucruri frumoase pe care le avea în viață. Și viața lui a devenit mizerabilă din cauza lucrurilor respectiv. Și atât în mod similar, în viața noastră, care, nu știu, este un înger și ca și fiecare ființă umană, ea are un ajuns acolo. Dar noi vrem ca ea 100% să se încadreze
în percepția noastră despre ce înseamnă o femeie perfectă. Și atunci noi ignoream acele 99% de calități frumoase al soției noastre și noi ne stăteam pe acel singur neajuns pe care o are soția noastră și tot încercăm să o modificăm, să o reformăm, da? Să o transformăm. Și transformăm viața ei în infern și viața noastră o transformăm în infern din cauza acestui lucru. Același lucru le fac și soțiile, cu soții lor. Da? Deci soții lor sunt făt frumoși, nezdrăvani, cu 99% de calități frumoase. Da? Și noi vedem un singur neajuns acolo. A, mai joacă și el PSP uneori. What's the problem? și noi ne setăm anume pe această calitate sau, nu știu, își lasă șosetele în centrul casei, în sufrageria. Ce mai fac bărbații de obicei? Nu-și spală farfurile după ei, da? Mănâncă semințe noaptea sau mă știu. Și noi uităm celelalte trăsături, calități frumoase al soților noștri și ne setăm anume pe acel lucru, da? Și iată, asta este exact în acord cu această descriere. Mintea unei persoane vicioase, lipsite de înțelepciune și inteligență spirituală, este concentrată mereu pe îndeplinirea dorințelor sale senzuale, pe satisfacerea simțurilor, dorindu-și mereu ceva mai mult, vreau mai mult decât am. Nu sunt satisfăcut cu ceea ce am acum. Nefiind niciodată mulțumită cu ce are, și ea nu ezită să se folosească de mijloace necinstite pentru a-și atinge obiectivele. Am putea să vorbim mult mai mult despre fiecare calitate, dar timpul este limitat, deci o să trecem la următoarele puncte. Orice muncă reprezintă o sursă de îndoieli, ezitare și incertitudini. Eu aș mai adăuga aici stângăcii, când repare una și strici alta, un prost care irosește o grămadă de timp și energie pentru a realiza chiar și cea mai mică faptă. Un prost este și cel care vine neinvitat ca oaspete și cel care vorbește neîncetat atunci când nu-i se cere să facă acest lucru. El vorbește în continuu. Cel care îi blamează pe ceilalți pentru greșelile sale, guvernul este vinovat, primarul este vinovat, parlamentarii sunt vinovați și așa mai departe. Cineva, vecinii sunt vinovați, soțul este vinovat, soția este vinovată. Cel care îi blamează pe ceilalți pentru greșelile sale, nefiind capabil să-și recunoască propriile greșeli, care este lacom și egoist, este și el un prost. Și în final, dar cel care se laudă vorbind despre planurile sale în gura mare, vede, le spun, gopaed de vata miștam. Aici chiar n-am putut să mă abțin în cer tare, dar asta e. În vede se spune, gopaed de vata miștam, gopaed gura atmana, gopaed nijam malikam, gopaed chanijam mantram, gopaed nijam malikam. Gopaed devatamishtam, niciodată nu vorbi despre relațiile tale confidențiale cu Divinitatea Supremă. Aceste lucruri sunt confidențiale. Dacă vorbești la stânga și la dreapta despre aceste lucruri, le pierzi. Gopaed devatamishtam, gopaed guru atmana, niciodată nu vorbi despre relațiile tale cu maestru spiritual în public. Sunt relații confidențiale. Niciodată nu dezvălui mala ta pe care faci practica de meditație sau atributele de meditație. Și niciodată nu dezvălui mantra pe care ai primit-o în timpul inițierii. Aceste lucruri sunt sacre. Da? Dar un prost tot timpul vorbește despre lucruri confidențiale. Care are încredere în cei nevrednici, imorali și mai ales cel care îi tratează pe binevoitorii săi, adică mai ales pe cei care i-au transmis cunoaștere spirituală, da? El îi tratează pe ei ca pe dușmani. Da? Pentru că, de ce? Cine este persoana care dezvăluie cunoaștere spirituală este un guru. Cine este un guru? Un guru, după definiție, înseamnă o persoană care îți spune adevărul. Da? Persoana care îți spune adevărul deseori într-un mod dur. Și prostul se supără în acel moment.
Când maestru spiritual spune niște lucruri care, prin care el încearcă să-l trezească. O persoană proastă se supără, devine supărăcioasă și răzbunătoare pe maestrul său spiritual. Și invers, ce face el? El își onorează dușmanii. Adică cei care îl invidiază, îl bârfesc și se folosesc de el ca pe prietenii săi cei mai buni. O asemenea persoană este cu adevărat un prost. Încă o dată, repet, am putea să vorbim foarte mult despre fiecare dintre această trăsătură, dar timpul este limitat, de aceea o să mă opresc doar la ultima descriere, că proștii își onorează dușmanii ca pe prietenii săi cei mai buni și îi tratează pe binevoitorii săi ca pe dușmani. Și chiar și la acest capitol, înțeleptul Chanakya explică că există patru metode de a, cum se spune, de a avea de a face cu o persoană care este răzbunătoare, cu o persoană care este invidioasă, cu o persoană care este dușmănoasă. Și el vorbește despre cele patru metode de rezolvare al disensiunilor cu persoanele care sunt dușmănoase și manifestă o răutate, o dușmănie. Noi am mai vorbit data trecută despre ele, dar am trecut repede peste ele și aș vrea acum să intrăm puțin în detaliu pentru că sunt niște informații foarte utile, foarte frumoase. Noi știm că Chanakya, el a scris două scripturi. Una se numește Niti Shastra și alta se numește Kautilya Sutra. Deci pe lângă Chanakya Sutra există Kautilya Sutra. El și-a luat un alt pseudonim în care el vorbește despre metodele de rezolvare politică al situațiilor. Deci, sau el vorbește despre arta politică, da? În Kautilya Sutra. Aici în Chanakya Sutra el mai mult vorbește despre moralitate, despre spiritualitate. Dar în Asa Kautilya, în tratatul său Kautilya Sutra, el vorbește despre aceste patru metode care se mai numesc Upayasa de rezolvare a disensiunilor cu oamenii proști care manifestă dușmănie. Și el vorbește că prima metodă se numește Sama. O vedem aici. Deci Sama înseamnă rezolvare pașnică prin dialog, prin împăcare, prin acord sau prin unire. Și această Sama poate fi desfășurată în patru moduri. Deci primul mod este de a lăuda meritele dușmanilor tăi sau oamenilor invidioși, oamenilor dușmănoși. Deci când intenționat folosești o lingușire, deci când încerci să-l calmezi puțin, să-i spui niște cuvinte ca să-l calmezi puțin și poți chiar folosi relațiile voastre de cum se spune, de rude, relațiile voastre de rude, familiare, rudenie, da, deci că, uite, totuși suntem din aceeași familie, da, deci noi suntem români, noi suntem americani, da? Suntem din același sânge, hai să ne astâmpărăm, te rog. Deci hai să ne calmăm acum. Da? Sau poți să flatezi, de exemplu, să vorbești puțin despre calitățile lui sau ei personale. Poți să glorifici, nu știu, ocupația. Tu doar ești un profesor, cum poți să faci așa ceva? Sau tu ești, nu știu, un om de arte, deci cum te duce capul să faci asemenea lucruri? Sau, de exemplu, Sama poate fi desfășurată pe baza de familie, deci relația accentuată cu entitatea inimică, cum ar fi o relație de sânge, deci am mai vorbit. Sau relație de căsătorie. Sau suntem amândoi studenții aceluiași profesor, sau am absolvit aceeași facultate, aceeași universitate, hai să ne calmăm, da? După aia putem să folosim, să vorbim despre beneficii reciproce. Deci când ceea ce implică explicarea modului în care rezolvarea conflictului poate aduce beneficii celor două părți. Hai să ne calmăm, uite, găsim un compromis, tu vei primi un beneficiu, eu voi primi un beneficiu. Și sama mai înseamnă calm, a calma oponentul, da? Sau a calma dușmanul prin premii și prin onoruri. Deci a acorda un inamic, a acorda onoruri pentru a-i calma dorința lui de război. Trebuie să-i oferi ceva, da? Ca el să-și calmeze dorința lui de răzbunare.
Și după aia venim la dana. Deci dana chiar înseamnă oferirea de cadouri sau de mită sau chiar uneori se spune de șpagă. Deci dana poate fi folosită recompensând inamicul cu bani, acordându-i favoruri sau, de exemplu, scutindu-l de la impozite, oferind poziții înalte, dar cineva nu se astâmpără, este un opoziționer, face parte din opoziție și atunci cum opoziționerii sunt calmați? Uite, devină și tu ministru afacerilor interne și omul se calmează imediat. Păi da, da, am gândit greșit până acum, dar acum fiind la putere, înțeleg cum lucrurile se fac, hai, aici pune, acolo, da. Și Cianache chiar spune că există tot felul de mite, tot felul de cadouri. De exemplu, poți să donezi cadouri foarte valoroase, foarte scumpe, în funcție de poziția pe care o ocupă persoana sau renunțarea la cererea unei datorii, dacă persoana ți este datoare, sau renunțarea la un cadou care el trebuie să ți-l facă, ți-e, de exemplu, un pământ, un business, o sondă de petrol, mai știu eu, ceva de gen, sau îi permiți adversarului să păstreze ceva în averea lui. Deci Cianache vorbește despre lucruri foarte, foarte inteligente care erau învățați. Aceste cunoștințe se mai numesc Rajaniti. Rajaniti înseamnă datoriile unui rege sau datoriile unui lider. Diplomație, cu alte cuvinte, politică. După aia Beda. Beda înseamnă semânarea disensiunii. Cum se spune? United we stand and divided we fall. Atâta timp cât suntem uniți, noi rezistăm. În momentul în care încep disensiuni în rândul armatei, în rândul guvernului, guvernul sau țara respectivă devine foarte, foarte slabă. Britanicii, când au plecat din India, ce au făcut ei? Au făcut ceea ce se numește Great Partition of India, deci când au divizat India în Bengal, Bangladesh și Pakistan. Da? Deci dintr-o țară au devenit trei țări. Da? Deci acest lucru, cum Cianache explică, se face prin intermediul agenților secreți, care, știți cum încep disensiunile într-un colectiv? Fiți atenți, vă rog, prin bârfe. Deci cineva începe să bârfească despre altcineva sau să răspundească zvonuri. Și iată, aici Cali intră în colectivul respectiv și îl dezbină. De aceea, la capitolul zvonuri, bârfe, în unele cercuri spirituale, liderii sunt foarte, foarte categorici. Și o să fim și aici, același lucru. Vrei să bârfești, duci acasă. Aici vii să servești, aici vii să apreciezi, aici vii să înveți. Asta este esența de satsanga, de asociere spirituală. Și de asemenea, disensiunile apar ca rezultat al fake news, care este un lucru foarte popular în prezent, care creează diferite suspiciuni reciproce între membrii taberei inamicului. Și în final, când niciuna dintre aceste trei nu funcționează, atunci Cianache spune, folosește danda. Danda înseamnă folosirea forței. Și avem varianta ușoară al forței și varianta grea al forței. Varianta ușoară este distrugerea proprietății inamicului sau lipsirea lui de libertate. Și varianta heavy, ce zice, hărțuire, jefuire și moarte. Deci aia a fost niti șastră pe care a învățat Cianache, l-a învățat pe regele Chandragupta. Anume datorită acestei cunoștințe, Chandragupta a devenit imperatorul, Emperor of the World, imperatorul lumii. Și Cianache oferă de asemenea câteva exemple de utilizare al acestor tactici. El spune că în cazul străinilor, în cazul în care ținta este o rudă sau o persoană cât de cât adecvată, metoda care poate fi folosită atunci este sama. Deci sama înseamnă rezolvare pașnică prin dialog. Deci când omul este adecvat, da, poate, nu știu, s-a deviat el puțin, dar cât de cât este adecvat, mai are el inteligență, atunci discuți prin dialog, prin comunicare se rezolvă. Apropo, 99% din probleme se rezolvă prin comunicare și vreau să vă spun că metodele urite care sunt descrise aici, care au fost descrise, ele toate pot fi, 99% pot fi rezolvate prin comunicare.
Sau dana. Dana înseamnă a ajuta persoana, ai oferit ceva cadouri. Deci ai oferit lucruri ca să-l ajuți, cumva să-l încurajezi. După aceea spune, pentru cineva străin, cetățenii unui oraș, sat sau armată, metoda este dana, oferirea de cadouri, sau bieda. Bieda înseamnă seminare disensiunii. Și în cazul unui popor tribal sau al oamenilor ignoranți, oamenilor proști, oamenilor mândri care nu vor să audă, nu vor să învețe, care nu înțeleg diplomația fină, atunci Cenache spune, metoda este danda, folosirea forței. Și vedeam cum domnul Ramachandra în Ramayana, el a folosit toate metodele. Deci el a folosit tot ce a fost posibil în cazul lui Ravana, dar Ravana tot a rămas încăpăținat și până la urmă domnul Ramachandra a trebuit să folosească Brahmastra, folosească arma sa divină pentru a-l distruge pe demonul Ravana. Deci încă o dată sutra în care Cenache spune ce se întâmplă când le oferi sfaturi proștilor. Oferind lapte șerpilor, vei reuși doar să le mărești cantitatea de venin. Prin urmare, nu da sfaturi proștilor. Upekșa, evită oamenii proști. În mod similar, oferind sfaturi proștilor, vei reuși doar să-i enervezi. Nu ai cum să le aduci pace mentală. Și un semn al inteligenței este discernământul. Da? Abilitatea de a vedea cu cine poți să comunici, cu cine nu poți să comunici, pe cine trebuie doar să eviți în viață și să nu stabilești o relație dureroasă care îți va aduce doar durere, trebuie doar să ții o distanță și atât. În următoarea sutra, înțeleptul Chanakya critică indirect înțelegerea eronată a legii karmei și vorbește despre formula succesului în viață. Aceasta este o sutra, apropo, foarte importantă, de ce haideți, vă rog, să ne concentrăm, pentru că este o sutra foarte, foarte profundă. El spune, succesul este atins prin efort, nu prin iluzii. Leului adormit nu intră prada în gură. Vom aborda această sutră din patru puncte de vedere, din punct de vedere al bunului simț, din punct de vedere al modurilor naturii materiale, din punct de vedere al legii karma și din punct de vedere al practicii spirituale, sadhana. Și o să începem la început cu o explicație din punct de vedere al bunului simț, care spune că succesul nu este un accident. Foarte mulți oameni de succes în domeniul atât spiritual cât și material, dar acum o să folosesc doar niște exemple din domeniul material. Ei povestesc cum au devenit ei oameni de succes sau cum au devenit ei multimilionari sau miliardari. 90% dintre ei povestesc că ei au devenit oameni de succes. Donald Trump este excepția, el a moștenit banii de la tatăl său. Da. Ceilalți, de obicei, ei au muncit din greu și din greu și din greu pentru a atinge un succes în afacerea, într-o afacere sau în alta. Și ei postez că deseori s-au apucat de o afacere care a eșuat, s-au apucat de alta afacere care a eșuat, încă o afacere care de asemenea a eșuat și până la urmă din a cincea încercare sau a șasea sau a șaptea încercare până la urmă pac și afacerea a mers. Dar ei au fost hotărâți, ei au fost insistenți. Și aici avem câteva exemple. Deci Thomas Edison, știți de câte ori sărmanul a încercat să facă să creeze acel bec? 200.000 de ori. Deci 200.000 de încercări, tot fel de variante de becuri. Eu după a cincea încercare, probabil, aș spune, da, lasă-mă în pace cu becul tău, da? Deci atât de hotărât era omul să creeze acest bec care noi le folosim astăzi. Da. Bineînțeles că primele becuri funcționau timp de un minut. Da. Și după aia trebuia să fie schimbat, dar oricum era primul succes. Marilyn Monroe, da, poate băieții mai tineri nu o cunosc, da, pentru că ați auzit despre alte femei de succes frumoase, dar Marilyn Monroe, deci ea când venea la acele agenții de casting, da?
timp de, nu mai țin minte exact, timp de câțiva ani, 2 sau 3 ani, ei se spunea că tu arăți foarte, foarte urât. Nu ești o femeie frumoasă. Deci tu nu ești o femeie frumoasă. Până când cineva în final a văzut ceva în ea și a spus, hai să dau o șansă. Ea a devenit Marilyn Monroe. Sau Walt Disney. Da? Ani după ani, el făcea acele desene animate, deci el făcea acele comics și venea în diferite tipografii și oferea desenele sale și îi spunea, nu ne interesează, desenele tale sunt urâte. Și în final, deci cineva a acceptat și Walt Disney, deci a devenit acea avalanșă. Toți, cred că în copilărie am văzut desene animate cu Walt Disney. Eu chiar aveam o problemă acum 30 de ani, când am făcut prima cunoștință cu Centrul de Studii Vedice de la Chișinău, având 16 ani jumate, atunci abia după ce s-a risipit Uniunea Sovietică, deci blocul sovietic, atunci prima dată au fost introduse acele filme cu desene animate din vest, din Hollywood. Pentru că până atunci noi aveam desene animate sovietice. Da. Și pentru mine știți care era? Deci acum băieții noștri și fetele noastre care vin la programe iau o problemă, duminică ce să facă? Să fumeze iarbă sau să vină la program? Bine, acum nu chiar așa, dar au mai avut unii dintre noi. Problema mea era să stau, să rămân acasă, pentru că la ora 3 se va începe filmele cu desene animate, Chip and Dale, da? Sau să merg la program care tot dracul începe la ora 3 exact. Deci aia era dilema mea în viață, aia era alegerea mea. Și țin minte, odată am decis, nu bine, nu merg la program, astăzi mă relaxez și mă uit la Walt Disney. Țin minte, în sufletul meu era atât de mult mi-a părut rău, deci era o deșertăciune în inima mea după desenelele animate stupide, deci care, ce-am făcut, mi-a pierdut ziua. Păi am înțeles, gata, renunț la desene animate. Deci Walt Disney, Maharaj, îmi cer iertare, nu mai sunt discipolul tău, gata. Și bineînțeles, exemplul faimos cu Steve Jobs, care la un moment dat a fost și dat afară din compania sa proprie. Am dat seama, deci să fii dat afară din propria companie pe care tu ai creat-o cu mâinile tale. Timp de, nu mai ține, cât era, 3 sau 4 ani, deci el a fost în afara companiei Apple, ca după aia să fie invitat înapoi. Pentru că ei au intrat în criză, l-au invitat înapoi și Jobs după aia a creat smartphone-ul și așa mai departe. Și care este ideea? Ideea este că succesul nu este un accident. Succesul nu pică din cer. Succesul nu înseamnă doar karma bună. Succesul înseamnă, cum spunea profesorul nostru de pictură, spunea, 1% de talent și 99% de transpirație. Bun, acum explicația acestei sutra, pe care sper că n-ați uitat-o, dar dacă ați uitat-o, asta este sutra. Succesul este atins prin efort și nu prin iluzii. O să abordăm explicația din punct de vedere al modurilor naturii materiale. Bhagavad Gita, capitolul 14, versetul 5, descrie, el spune, Krishna spune în Bhagavad Gita că natura materială constă din cele trei moduri, sattva guna, modul bunătății, raja guna, modul pasiunii, tama guna, modul ignoranței. Și când entitatea vie eternă vine în contact cu natura materială, ea intră în contact cu aceste trei energii și devine condiționată de aceste trei energii, trei culori, sau de trei frânghii, uneori se mai traduce, sau trei, cum se spune, shackles, cătușe, trei tipuri de cătușe. Cătușe din fier reprezintă modul ignoranței, cătușe din argint, care reprezintă modul pasiunii, și cătușe din aur, care toți sunt cătușe, modul bunătății. Krishna spune că și modul bunătății condiționează, dar pentru noi asta acum nu este o problemă. Pentru noi la început să atingem modul bunătății. Și aceste forțe, trei forțe, trei energii, deci trei frecvențe, pătrund în toate straturile existenței și se manifestă ca diferite tipuri de emoții, diferite tipuri de gândire, diferite tipuri de conduită sau inclusiv
diferite tipuri de acțiune. Acțiune în modul ignoranței, acțiune în modul bunătății și acțiune în modul pasiune. Și Krishna în capitolul 18 din Bhagavad Gita, el descrie trei tipuri de acțiune. Ține minte cineva care sunt, cum se manifestă aceste trei tipuri de acțiune? El spune, în capitolul 18, în versetul 28, el spune la început despre acțiunea în modul ignoranței, cum se manifestă activitățile sau acțiunile în modul ignoranței. Cel ce activează fiind angajat permanent în activități contrare instrucțiunilor din textele sacre. Deci contra moralității, contra spiritualității. Persoanele materialiste, îndăretnice, cineva care este înșelător și iscusit în a insulta pe alții. Deci tu muncești, tu faci ceva, tu ești foarte activ și între timp dă-te la o parte, lenosule, pentru că eu aici fac ceva. V-ați prins vreodată? Eu când fac curat, mokshupa se ascunde de mine, pentru că de obicei sunt atât de pasional, ignorant, durează acele 2-3 ore de curățenie. Eu fac curat, apropo, bărbaților, deci mă laud puțin. Deci eu fac curat la noi în casă, la noi în familie. Dar în același timp, deci când tu faci curat, atunci tu vii cu ideea că fii atentă și nu fă murdărie, menține curățenia, da? De obicei femeile spun acest lucru. Și iată starea aia în care eu deseori mă prind când ești iritat puțin, faci curat și dă-te la o parte, da? Dar nu stai și tu în picioare acum că dau cu aspiratorul. Da? Numai eu sunt așa sau și voi? Da? Nu, bine, mă simt bine atunci. Deci când cineva, nu știu, face o activitate și se enervează, deci când îi insultă pe alții, da? Sau din contra, când cineva face o activitate într-un mod foarte leneș, într-un mod foarte irresponsabil, nu duce lucrurile până la capăt, da? Posomorât, delăsător, hai că mâine fac, hai luni fac, de luni, da? De luni mă apuc de yoga, da? Sau de luni mă apuc să citesc, da? Atunci Krishna spune, acela se spune că activează în modul ignoranței. În modul pasiunii, Krishna spune, cel care activează fiind atașat de activitățile și de fructul activității sale. Deci eu vreau rezultate, nu mă interesează oamenii din jur, nu mă interesează ce simt oamenii din jur, eu vreau rezultatul, asta mă interesează în primul rând. Când cineva este mereu invidios, impur și stăpânit de bucurie și întristare, acela este considerat a fi în modul pasiune. Și în final, în modul bunătății, Krishna spune, cel ce își îndeplinește datoria liber de influența modurilor naturii materiale și a falsului ego, cu multă hotărâre și entuziasm, care rămâne neclintit atât în reușită cât și la nereușită, se spune că acționează în modul bunătății. Și în acest sens, succesul este atins prin efort, adică prin modul bunătății. Tu trebuie să depui un efort. Dacă vrei să atingi succes în orice afacere în viață, dragi băieți tineri și fete, sfatul unui bătrân, nu chiar așa de bătrân, dar frumos și inteligent, oricum. Dacă vreți să atingeți succes în viață, primul lucru este statornicia în ceea ce faceți. Pentru că dacă v-ați apucat de una, a, nu merge, mâine altceva, mâine vă duceți la un job, poi mâine la alt job, poi răspoi mâine la un alt job, nu o să funcționeze lucrurile așa. Vreți să atingeți un succes în ceva, învățați un lucru să faceți. Tatăl lui John Kennedy, îi spune, care era multimilionar, știți că nu-i dădea bani lui Kennedy, erau doi frați. Și el, acelor doi Kennedy-lor, Kennedianilor, nu le dădea bani, oricum nu le dădea bani, le spunea, vrei bani, du-te și lucrează, du-te și lucrează la un peco sau du-te și spală mașină, du-te și câștigă-ți banii. Și el le spunea fiilor săi, el le spunea că pe mine nu mă interesează cine o să fiți voi în viața voastră. Eu aș fi vrut ca voi să deveniți președintele țării, dar dacă o să deveniți un curățător de cizme, voi trebuie să deveniți cel mai bun curățător de cizme în America. Deci tatăl așa educa pe ei, că dacă vă apucați de o treabă, trebuie să o faceți la perfecțiune. Ea trebuie să fie perfectă. Aia înseamnă abordare în modul bunătății. Și aici, pe lângă aspectul de perfecțiune, există și aspectul de statornicie. Pentru că dacă vrei să faci un lucru perfect, trebuie să-l faci statornic la început. Și în acest sens, succesul este atins prin efort,
Da? În modul bunătății, nu prin iluzie, adică nu prin activitatea în modul ignoranței. Când am început și n-am mers milenii, hai să mai dorm puțin, hai să mai mănânc puțin. Lucrurile nu se fac așa. Deci asta ne învață Cenachea. Succesul este atins prin efort. Și acum ajungem la cea mai importantă, cea mai interesantă, cea mai importantă va fi explicația din punct de vedere al sadhanei, dar cea mai interesantă este din punct de vedere al legii karma, acestui principiu. Krishna afirmă în Bhagavad Gita, el spune, karma nohyapi bodhavyam. Complicațiile activității sunt foarte greu de înțeles. Prin urmare, trebuie să înțelegi corect ce este activitatea, ce este activitatea interzisă și ce este inactivitatea, a karma. Și aici avem două extreme, deci avem două înțelegeri greșite despre karma. Avem prima extremă înțelegere eronată și a doua extremă înțelegere eronată. Și o să începem cu prima, deci care va fi o teză. Teza este... Tu ești singura cauză al activităților tale. Soarta depinde doar de tine însuși. Da, bunelul meu spunea, eu cu mâinile acestea am construit casa asta, da, și voi trebuie să mă ascultați pe mine. Eu sunt șeful în curtea asta. Da, deci el, când la sărbători folosea niște substanțe din subsolul său, deci avea niște... Atunci el de obicei noi spuneam nenea Stalin de obicei, nenea Stalin s-a trezit. Deci tu singur ești cauza acțiunilor tale în viață, da? După aia avem a doua, care este cea mai populară înțelegere greșită despre karma. Este înțelegerea următoare, deci aici avem deja antiteza, da? Care reprezintă un gen de determinism sau un gen de fatalism karmic. Deci, primim în viață doar ceea ce merităm. Prin urmare, nu mai are rost să depui un efort să muncești, să cauți un job, sau nu mai are rost de a schimba ceva în viață. Karma. Ai karma mea. Karma. Cel mai dureros și stupid argument pentru o soție. Iarăși ai plecat de la John. Bă, da, karma, asta e karma. Nu? Și acest gen de gândire eronată, deci încă o dată repet, se încadrează anume în acest determinism sau fatalism karmic. Și chiar vreau să vă dau definiția al termenului determinism și fatalism. Pentru că toți suntem followers al acestei filozofii într-o măsură sau în alta, mai ales când suntem începători în calea avansului spiritual. Nu am nevoie de profesie, da? Nu am nevoie de facultate, nu am nevoie de școală, nu am nevoie de nimic. Totul este o consecință al karmei. Da? Noi vrem să fim foarte spirituali și atunci asta este primul lucru care îi spunem părinților. Țin minte, primul lucru despre care am vorbit cu mama a fost vegetarianism, nu mai mănânc carne, și alta a fost despre karma. Karma, mama, totul este karma, totul este karma. Deci... Da, da, bine, bine, mâine la școală. Bun, ce este determinismul? Toate evenimentele viitoare au fost deja predeterminate și vor avea loc în mod obligatoriu. Ce este fatalismul? Toate evenimentele din viața oamenilor sunt dinainte determinate și că totul se desfășoară sub forța implacabilă a destinului sau a providenței divine. Acolo se rezolvă care va fi jobul meu. Acolo se decide, fac eu astăzi curat sau nu fac curat. Și principala consecință al acestor doctrine fataliste și deterministe este că liberul arbitru sau voința noastră liberă lipsește, ne lipsește. Ea este doar o iluzie. Și acum... Eu am mai vorbit, dar vreau să ne reamintim puțin. Deci există mai multe tipuri de determinism, cum ar fi, de exemplu, determinismul genetic. Tatăl meu a fost un fumător, este în genele pe care le-am primit de la tatăl meu să fumez, prin urmare și eu fumez. Și dacă cineva îmi spune, lasă-te de fumat, nu pot pentru că e în genele mele.
sau bunica mea a fost o narcisistă și eu sunt un narcisist, nu mai pot să fac nimic pentru că este în genele mele. Determinism genetic. Sau, acum vă lua atenție, determinism astrologic. Sunt taur, foarte încăpățânat și foarte posesiv. Sunt fecioară, foarte corectă, foarte organizată. Lucrurile trebuie să fie impecabile și simetrice. Sunt vărsător. Sunt în mișcare permanentă. Freedom! Da? Sunt un suflet liber. Da? Îmi place anarhismul, nonconformismul. Și iubesc să fiu original. Și vreau să vă spun, fiecare zodie are, cum se spune, are trăsăturile sale care, dacă nu știi cum să le folosești în avantajul tău, ele devin un dezavantaj. Da? Dar toate zodiile sunt frumoase. Toate zodiile au o anumită resursă. Acestea nu sunt dezavantaje, sunt resurse, de fapt. Dar sunt selgetător. Iubesc gândirea independentă, altruismul, demnitatea și moralitatea. Da? Și asta înseamnă determinism astrologic. Deci n-am ce să-i fac. E gata, e în cartea mea natală. Deci ai zodia mea, n-ai ce să-i fac. Sunt lent, sunt rapid, sunt mânios, sunt curios, sunt mai știu eu ce, deștept, prost. E în zodia mea, n-ai cum să o schimbi. Da? Sau determinismul psihologic. Da? Sunt un coleric, impulsiv și uneori chiar violent și agresiv. Sau sunt un sangvinic, foarte vesel, foarte bine dispus, foarte rapid stabilesc relații, comunicabil, sunt flegmatic, da? Calm, lent, puțin reactiv, foarte greu îmi schimb activitățile mele. Sau sunt un melancolic, deci sunt emotiv, cumva sunt foarte, foarte sensibil, am o capacitate de muncă redusă sau sunt foarte introvertit. Intrăm acum în domeniul spiritual. Deci avem determinismul ayurvedic. Deci Ayurveda, după cum știți, împărțește oamenii în acord cu acele trei tipologii, deci trei doșa. Deci kapha, care înseamnă pământ, vata, aer, și pita, care înseamnă foc. Da? Țin minte prima dată când cineva a spus: Radha Govinda, tu ești pita. Eu m-am gândit, îmi spune că sunt un prost sau ceva. Că nu știam care e traducerea noțiunii de pita. Nu te supăra, pita înseamnă foc. Da. Deci eu sunt kapha, pământ. Da? Kapha dosha, sunt foarte lent, foarte greoi. Da? De-aia Radha Govinda, don't push on me. Pentru că lucrurile merg mai greoi. Da? Sau sunt vata dosha. Sunt foarte nestatornic, sunt foarte vorbăreți, sunt foarte, foarte creativ. Da? Sau sunt pita dosha, sunt foarte hotărât și sunt foarte enervant în dorința mea de a schimba pe ceilalți din jurul meu și de a schimba lumea în general. Deci, da? Aia este exact semnul de pita dosha. N-ai ce să-i faci, da? Pita dosha. Și în final ajungem la determinismul karmic. Determinismul karmic. Nu mai are rost să depun niciun efort pentru că totul este determinat de karma. Destinul karma este mai superior decât străduința mea proprie și efortul propriu. Suntem pur și simplu marionete în mâinile destinului. Deci prima extremă, we can do it, we are Americans. Noi controlăm totul, noi și pe Dumnezeu îl controlăm. Totul controlăm noi, toată lumea o controlăm noi. Prima extremă, a doua extremă. Deci, suntem doar marionete, neputincioase, manipulate de condiționările activităților noastre trecute karmice. Prin urmare, primim ceea ce merităm în viață. Și în final, scripturile vedice oferă o sinteză. Aici avem un aforism frumos din partea lui Chanakya. Și de asemenea, avem exemplul lui Arjuna în Bhagavad Gita. Dar la început, înainte de a ajunge la acest verset, o să citesc încă un pasaj din Hita Upadesha care ne învață. La fel cum un car nu se poate deplasa doar cu o singură roată, în același fel, soarta omului nu-i poate da un rezultat fără un efort din partea lui. Deci karma nu-ți dă roadele tale karmice fără un efort. Țineți minte acest lucru. O să ajungem la acest concept.
Totul este determinat de destinul meu, de karma. Oare mai are rost să muncesc? Nimeni nu trebuie să gândească în mod respectiv, pentru că fără muncă nu poți obține nici măcar uleiul din semințele de Suzan. În acord cu karma, uleiul din semințele de Suzan se află acolo, dar tu trebuie să le extragi. Prosperitatea este atinsă doar de oamenii harnici, pe când oamenii leneși și slabi spun că ceea ce este rânduit de destin va fi atins fără eforturile lor și, prin urmare, nu este nevoie să muncească din greu. Și îmi place foarte mult că Hita Upadesha spune doar oamenii slabi spun acest lucru. Nu trebuie să acordăm atenție la astfel de idei nebune, trebuie să depunem efortul conform abilităților noastre. Da, în acord cu karma mea, eu am anumite abilități, dar eu trebuie să le folosesc. Și Hita Upadesha spune mai departe, chiar dacă vom eșua, atunci va trebui să găsim cauzele eșecului. Nu? Sunt probabil sute de cazuri din viața lui Bhaktivedanta Swami și la Prabhupada și discipolii săi, care discipolii săi la început ei erau exact fataliști spirituali. Deci totul este controlat de Krishna, de Divinitatea Supremă. Și iată, când am fost acum în Londra, în Trafalgar Square, i-am povestit prietenilor mei povestea cu Ratayatra care s-a întâmplat în Londra, când Shyama Sundara a invitat toți dignitarii din Londra. Primarul a fost acolo, toți, arhitectul principal din Londra, toți erau invitați la acea sărbătoare, sărbătoarea al carurilor. O sărbătoare tradițională vedică, când o zeitate al Domnului Jagannath este pus pe car și carul este tras, și o sărbătoare foarte frumoasă. Mii de oameni au fost invitați, s-au făcut afișe în tot orașul, în toată Londra. Și în final, o roată din carul pe care l-a construit Shyama Sundara, el a muncit câteva luni la carul respectiv pentru că el era tâmplar. O roată a cedat și s-a prăbușit în centrul Londrei. Și vă dați seama, deci devotații erau complet devastați din cauza asta. Și Shyama Sundara deja îi scria ultimul mesaj lui și la Prabhupada, gătind glonțul de la pistol care vrea să-l pună la cap. Și la Prabhupada, eu sunt inutil, eu sunt cel mai decăzut discipol, eu v-am stricat toată reputația în Londra. Și Prabhupada atunci a scris o scrisoare înapoi. Deci Shyama Sundara aștepta că Prabhupada zice, da, nemernicule, așa îți trebuie. Da? Prabhupada a scris, Shyama Sundara, caută cauza. Care a fost cauza că a cedat roata? Da? Fă încă o dată calculele necesare și fă roata aia mai groasă. Și Shyama Sundara a început să scarpină la ceafă și da, uite, chiar, dar roțile chiar au fost foarte slabe și au cedat. Și Prabhupada scrie după aia la sfârșitul scrisoarei, spune, în două luni vreau să mai faci încă o dată festivalul de Ratayatra. Și atunci devotații încă o dată au depus un efort, au adunat toți dignitarii, încă o dată, next, second chance, da? Și de data asta ei au tras carul respectiv cu domnul Jagannath în toată Londra, că acum în Londra și apropo în New York și în San Francisco, acesta este un festival la nivel național american și la nivel național de UK, deci aia se face anual și statul subsidiază financiar, menține această sărbătoare. De ce? Pentru că Prabhupada nu a spus, da, karma voastră, voi sunteți, karma voastră, da, da, ceva a fost acolo în ceruri, s-a decis că nu trebuie să avem festivalul carurilor. Nu, Prabhupada a spus, nu, pune mintea în mișcare, deci calculează, recalculează lucrurile, depune un efort. Succesul poate fi atins numai prin muncă grea, nu pur și simplu prin iluzii. Și prin urmare, înțeleptul Chanakya spune în Chanakya Sutra, deci aici avem sinteza la aceste două, teză și antiteză, el spune, luând decizii corecte și depunând un efort suficient, chiar și un destin, karma, sărac, poate fi transformat în noroc. Pe când fără decizii corecte și un efort adecvat, chiar și un destin bun poate fi transformat în nenorocire. Krishna îi spune același lucru lui Arjuna în Bhagavad Gita, în capitolul 8.
El îi spune, de aceea, Arjuna, tu trebuie să te gândești întotdeauna la mine, cu alte cuvinte, să te gândești la divinitate, la cel care controlează destinul, da, Daiva Netrena, cum se spune în Vede, Daiva Netrena înseamnă principiul, destinul care nu este văzut cu ochii, Adrishya Karma, care nu poate fi perceput prin simțuri, trebuie să te gândești la mine cu siguranță, pentru că eu controlez lucrurile. Dar, în același timp, tu trebuie să-ți îndeplinești datoria ta prescrisă. Trebuie să-ți îndeplinești datoria ta prescrisă și trebuie să lupți. Da? Trebuie să... Arjuna era un războinic, el lupta. Dar noi, fiecare dintre noi are profesia noastră. Da? Cineva este IT manager, cineva este programator, IT manager și da, cineva mai face masaj, da. Și cineva mai predă yoga și calaripa iată, da. Da, și bucătar, da, dar în general cam asta. Deci dacă Bhagavad Gita ar fi scrisă în timpurile moderne, atunci Krishna a spus și de ce trebuie să programezi în continuare, deci. Da. Și el spune la sfârșit, cu activitățile tale dedicate mie și cu minte și inteligență fixate asupra mea, tu vei ajunge la mine fără îndoială. Când da, tu te predai mie, tu te bazezi pe mine, dar în același timp tu îți îndeplinești datoriile tale prescrise. Și iată, în această referință vreau să vă dau un exemplu. Karma poate fi comparată cu un cont bancar. Noi avem în contul nostru karmic, noi avem anumite resurse. Avem... E corect cuvântul depozit în limba română? Da? Avem depozite, avem anumite depozite. Și apropo, vreau să spun la acest capitol, astrologia este menită nu pentru a-ți spune tu ție cum o să folosești depozitele respective. Astrologia ție spune care sunt depozitele în banca ta, în contul tău bancar. Dar tu ai liberul arbitru de a extrage acele depozite și a le folosi într-un mod prostesc, sau de a extrage acele depozite, de a le folosi într-un mod benefic pentru tine și pentru ceilalți din jur, sau de a lăsa acolo depozitele respective, spunind că banii trebuie să vină la mine acasă, să-mi bat în ușă. Nu, tu vrei bani, te duci la bancă și le extragi. Sau prin card, acum faci electronic, dar tot trebuie să introduci parola, tot trebuie să dai din degetul ăla acolo. Tot trebuie să depui un efort. Deci noi decidem cum folosim resursele noastre karmice. Și prin urmare, maeștrii spirituali ne învață. Și citatul ăsta nu m-am abținut și chiar vreau să-l vedeți. Am citat foarte frumos. Karma este o acțiune, nu doar un rezultat. Viitorul nu este sculptat în piatră. Poți schimba cursul vieții tale chiar și acum, schimbându-se activitățile volitive, adică intenționale, și tiparele autodestructive, pentru că toți avem aceste tiparuri autodestructive. Nu vreau să fac nimic, nu mai, doar mormântul o să mă schimbe, da, lăsați-mă în pace, așa m-am născut, cioară neagră în familie de lebede și n-am auzit eu în timp de curs de 30 de ani. Deci devotații sunt foarte creativi când doar manifestă lenea lor spirituală și nu vor să se schimbe, nu vor să muncească asupra caracterului său. Și atunci vin tot fel de argumente, determinisme din astea. Karma mea, semnul meu astrologic, dosha, da? Sau genele mele, da? Lăsați-mă în pace. Da? Nu vreau să mă schimb, cu alte cuvinte. Dar, încă o dată repet, este liberul nostru arbitru. Noi putem să ne schimbăm destinul nostru, dacă vrem. Și în final avem o explicație al acestei sutra din perspectiva practicii spirituale. Deci Chanakya el spune, succesul este atins prin efort și dacă schimbăm cuvântul efort, îl schimbăm cu cuvântul sadhana, atunci înțelegem care este formula succesului în practica spirituală. Din punct de vedere lingvistic, cuvântul sadhana. Deci ce înseamnă cuvântul sadhana? Sadhana înseamnă practică, sadhana înseamnă un mijloc de a realiza ceva, un efort sincer sau, mie îmi place foarte mult traducerea, încă o traducere frumoasă este cerere umilă. Deci este sadhana.
Noi cerem umil de la Divinitatea Supremă puterea necesară pentru a evolua spiritual. Și uneori se spune că sadhana se mai compară cu cultivarea sau lucrarea pământului. Da? Pentru că un sadaka este un gen de grădinar care își îngrijește cu dragoste acea semânță al devoțiunii, al credinței care este semănată în inima lui de maestru spiritual și el cultivă această semânță care tehnic se numește Bhakti Lata. Și rezultatele vor fi pe măsura efortului care este depus de grădinar. Deci grădinarul, dacă stă tot timpul la umbră și niciodată nu prășește, nu pune îngreșeminte, nu are grijă de acele plante, ele vor fi mâncate de insecte, ele vor fi înnăbușite de buriene și așa mai departe. A fi un grădinar înseamnă avea grijă de legumele respective. Și atât, în mod similar, a fi un grădinar transcendental spiritual, a fi un sadaka, înseamnă a cultiva conștient calitățile spirituale pe care vrei să le ai în caracterul tău pentru a avansa spiritual. Și încă o dată vreau să repet, deci rezultatele sunt pe măsura efortului. Și avem aici un citat care n-am avut timp să-l traduc, dar Shivarama Swami el spune: general sadhana gives you a general result. Deci o sadhana generală sau o practică de sadhana mediocră îți va oferi un rezultat mediocru. Pe când o sadhana serioasă, o practică de sadhana serioasă, îți va da perfecțiunea vieții tale spirituale. Și care este esența sadhanei? Iată, dacă toate aspectele al practicii de sadhana vor fi distilate, care este esența practicii de sadhana? Ok, în Bhakti Yoga, care este esența practicii de sadhana? Smarta aveam satatam vișnur, vismarta aveam najatu cit. Amintirea permanentă, cugetarea permanentă despre Divinitatea Supremă. A ține minte despre Divinitatea Supremă și a nu uita niciodată Divinitatea Supremă. Aceasta este yoga. Și cum facem acest lucru? Prin intermediul de japa. Svadhyaya. Svadhyaya care include japa, meditația și studiul scripturilor sacre. Uneori se dă o definiție că cine este un sadaka este un Buddha ascuns aflat în devenire. Da? Și devenirea va corespunde efortului, așa cum se afirmă în Brahma Samhita, Yadrishi, Yadrishi, Shadasidir, Bhavati, Tadrishi. Realizarea spirituală va corespunde naturii credinței și determinării în practica noastră de sadhana. Deci încă o dată sutra care critică indirect înțelegerea eronată a legii karma și vorbește despre formula succesului atât în domeniul vieții materiale, cât și în domeniul vieții spirituale. Sutra spune încă o dată, succesul este atins prin efort, nu prin iluzii, pentru că leul a dormit, nu intră prada în gură. Leul este regele animalelor, dar chiar și leul trebuie să depună un efort pentru a mânca ceva. Și în final avem a treia sutra, care este relativ mai scurtă, să discutăm scurt. Ea descrie starea de spirit favorabilă pentru viața spirituală și practica de sadhana, pentru că tot cu sadhana am încheiat. Și am visat foarte frumos, chiar și sanscrita spune foarte frumos. Sukartya vidyam sukam sukartinakuto vidyatinam sukam. Un joc de cuvinte sanscrite foarte frumos. Dacă vrei să avansezi material, gândește că nu vei muri vreodată. Dacă vrei să avansezi spiritual, fii conștient că moartea poate veni în următorul moment. Viața materială este descrisă în scripturile vedice ca pavarga. Pavarga. Pavarga, în acord cu gramatica sanscrită, cuvântul pavarga este compus din 5 litere sanscrite. Pa, bha, bha, bha și ma. Pa înseamnă parishrama. Parishrama înseamnă muncă foarte, foarte grea. Știm cu toții, în lumea materială n-ai cum să supraviețuiești dacă nu muncești din greu. Deci asta este constituentul de bază al existenței materiale în lumea materială. După aia avem pa. Pa înseamnă pena. Pena înseamnă spumă din gură.
Ați văzut vreodată măgăruși sau horses, cai cu spumă la gură? N-ați văzut, probabil. Suntem copii, suntem IT-și din oraș. Dar la sate ați putea vedea, deci când din cauza muncii grele, măgărușii ei spumegă, iau spuma aia la gură, deci, pentru că îi muncesc din greu. Și asta este formula existenței materiale. Vrei să atingi ceva, trebuie să muncești din greu, din păcate. După aia avem ba înseamnă baiarta. Baiarta înseamnă dezamăgirea. Da? În ciuda muncii tale grele, tot nu primești salariul pe care îl vrei. Tot este mai mic. În ciuda faptului că ai muncit o grămadă de ani în lumea materială, ei tot ridică anii de pensionare. 65, 66, 68, 70, 80, 90 și așa mai departe, doar să-i păcălească pe oameni. După avem baia înseamnă baia. Da? Baia înseamnă frică. Suntem constant cuprinși de frică. Eu țin minte cum sotră Maraj la Timișoara acum vreo 30 de ani țineau lecția. Și prima dată a fost când m-am gândit, cu adevărat m-am gândit despre frică. El tot vorbea că frica este o emoție foarte dominantă în lumea materială. Și el, țin minte cum dădea exemplu cu porumbei. Deci porumbei tot timpul dau cu capul în părți. Pac, 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 iau mișcarea aia de... Și chiar dacă mănâncă, chiar dacă relativ se află într-o zonă liniștită, dar tot timpul ei stau cu capul în jur, deci ei tot timpul lor le este frică. Deci iată, uitați-vă la ei și o să vedeți ce înseamnă, este personificarea fricii. Și în final, pentru că niciodată nu știi ce se va întâmpla. Da? Invadează Putin Ucraina, nu invadează, da, începe război cu NATO, nu începe război cu NATO, niciodată nu știi. Bieda, Sama, Dan, dar lui Putin nu-i pasă de bieda, de nimic, da? Pentru că el este setat pe lucrurile lui, da? Și vă dați seama cât sunt ei ucraineni? Sunt 40 de milioane de ucraineni care deja a treia lună stai cu frica aia în sân că invadează Putin sau nu invadează Ucraina, da? Nu știu, trebuie să fii foarte demonic ca să ții o națiune întreagă în tensiune timp de câteva luni, având o armată de sute de mii de soldați la graniță. Și în final, deci aia este baia, baia înseamnă frică. Și în final, în cele din urmă, al cincelea element este ma înseamnă mrityu, moarte. Deci muncim din greu zi și noapte, ne este frică și mai și murim după aia. Deci, primim, cum se zice, medalie olimpică, știți? Deci medalie olimpică, mai și murim încă după aia. Și, prin urmare, deci Sutra spune, dacă vrei să te bucuri de viață, uite de moarte. Uite de moarte, odată trăim, hai să ne bucurăm. Și urmează ceea ce se numește pravriti marga. Da? Pravriti marga, pravriti. Cuvântul vriti, cine își aduce aminte din Yoga Sutra? Ce înseamnă vriti? Andreea, gânduri repetitive, da, deci mișcare circulară. Da? Pravriti înseamnă gândește-te tot timpul la gratificarea simțurilor. Da, uite, mâine cu siguranță o să am bani și o să mă bucur. Mâine cu siguranță o să plec în țara cu tare. Mâine cu siguranță va fi mai bine decât astăzi. Da? Deci calea grijilor vieții mondene, calea căsniciei, asta înseamnă pravriti. Dar dacă vrei să anulezi aceste cinci elemente al vieții materiale, cinci produse ale vieții materiale, atunci trebuie să urmezi calea care tehnic se numește apavarga sau nivriti marg, calea eliberării de la pedeapsa existenței materiale. Și această eliberare începe cu realizarea adevărului că lumea materială este doar o groapă de gunoi care este plină de suferință. Și la Prabhupada așa spunea, lumea materială este o groapă de gunoi, is not a place for a gentleman to live. Un gentleman când vine într-un loc murdar, el pleacă de acolo. Nu o să vedeți niciodată într-un parc din București, pe o bancă care este scuipată de coji de semințe, când stau tinerii și sparg coji de semințe și plină banca cu coji de semințe, nu o să vedeți niciodată o doamnă care este îmbrăcată decent, îmbrăcată foarte frumos într-o rochie din aia de seară,
da, roșie, mai știu eu, cu cercei, deci nu o să vedeți niciodată o femeie din aia stând pe o bancă care cu sticle de la bere în jurul ei și așa mai departe. Ea nici nu o să se așeze, în cap nu o să-i tragă să se așeze pe o bancă de acest gen. Și iată, în mod similar, un gentleman, o persoană rafinată spirituală, el nu rezonează cu lumea materială, care doar coș de semințe, bere, mici, chefuri și nebunii și războaie la granițe. Un gentleman va vrea să... I'm getting out of here. Vrea să plece cât mai repede de aici. Acum, deci, cum am spus, viața spirituală începe cu o concepție pesimistă asupra vieții materiale. Și avem câteva versete frumoase din Bhagavad Gita care ne învață, care ne spune. Deci avem, de exemplu, acest faimos verset din Yoga Sutra, în primul rând, eu de obicei îl citesc și citesc din el doar prima parte. Dukkham eva sarvam vivekinaha. Deci, că o persoană înțeleaptă realizează că în lumea materială, la fiecare pas, există suferințe, dar sutra în sine este mult mai lungă și mult mai interesantă. Pentru cel cu discernământ, totul este dureros, din pricina suferințelor provocate de schimbare, corpul nostru se schimbă, tot timpul pune kilograme, da? Sau capul devine chel, mai știu, apar riduri și tot fel de probleme, atât la femei cât și la bărbați. Deci totul este schimbător. Noi ne chinuim aici în lumea materială pentru că există acele suferințe întreite. Suferim din cauza întipăririlor, adică samskara-urilor noastre din trecut, adică programului nostru karmic. Cât n-am încercat să ne trezim dimineața, tot la 9 ne trezim. Deci cât n-am depune în efort, hai că mă culc mai devreme, nu mă uit pe Facebook noaptea, nu mănânc noaptea, tot acolo suntem, orice caz prima perioadă. De ce? Pentru că e programul ăla karmic acolo, e programul karmic, programul modului ignoranței și trebuie depus un efort pentru a-l schimba. Deci aia sunt consecințele întipăririlor. Precum și datoria opoziției dintre tendința guna, adică este lupta dintre modurile naturii materiale. Astăzi, acum dimineață sunt fericit, la prânz sunt distrus, seara mai am o speranță, poate totuși lucrurile se vor îmbunătăți. Deci starea noastră mentală tot timpul se schimbă. Și modificările conștiinței, vriturile noastre. Deci de-aia spun Dukkham eva sarva vivekinaha. Lumea materială este plină de suferință. În Bhagavad Gita Krishna de asemenea, deci el spune Janma mrityu jaram vyadi, dukha, suferința, a percepe. Deci cunoașterea include perceperea răului, nașterii, morții, bătrâneții și boli. Și iată, această percepere reprezintă un element esențial al cunoașterii spirituale care reprezintă opusul lui avidea. Și până când nu obținem un concept pesimist asupra vieții materiale, luând în considerare suferințele nașterii, bătrâneții, bolii și a morții, noi nu vom avea acel impuls care ne face să avansăm în viața spirituală. Pentru că anume această conștientizare ne trezește în noi sete de eliberare de la viața materială, din samsara, ciclul de naștere și de moarte, și dorința realizării sinelui. Altminteri, noi rămânem aeriți de conceptul că, cum există o pildă vedică care se numește voi trece râul când se va usca. Deci, voi avansa spiritual la bătrânețe. Sau, voi avansa spiritual după inițiere, când guru va prelua karma mea. Atunci voi avansa spiritual. Până atunci nu avansez spiritual. La bătrânețe. Și avem o povestire foarte frumoasă, o pildă cu care o să închei discuția de astăzi, care așa și se numește. Deci, crossing the river when it's dry. Deci voi trece râul atunci când se va usca. Se spune că exista o persoană pe nume Kamini Mohan. Uite aici, îl vedem, Kamini Mohan. Și prietenul lui. Care cumva era foarte, Kamini Mohan era foarte pasiv, el nu vroia să vadă nimic, să audă nimic, să facă nimic,
El nu vrea cumva să iasă din propria sa casă, nu vrea să iasă din propria zonă de confort. Încă o dată repet lucrul pe care îl repet constant. Lucrurile frumoase în viață se află dincolo de zona de confort. Foarte nasty. O lege foarte urâtă. N-ai ce să-i faci cu ea. Vrei ceva bun, ieși din zona ta de confort. Și iată într-o zi, prietenul său, binevoitorul lui, i-a spus, o, ca mine, Mohan, hai să mergem la o plimbare, hai să mergem amândoi pe malul Gangelui, hai să vizităm locurile sacre din Mayapur, care se află pe celălalt mal, ei se aflau pe malul care tehnic se numește Kulia și malul opus se numește Mayapur. Și hai să vedem toate locurile sacre din Mayapur, este Palatul lui Chan Kazi, este Yoga Pit, locul în care s-a născut Domnul Chaitanya, Shiva Sangam și alte locuri foarte, foarte frumoase. Mayapur acum a venit o personalitate mare, un sadhu, un mahatma, un suflet mare care susține discursul și lecții și am putea să participăm la lecția lui și să ascultăm cu atenție. Și viața noastră cu siguranță se va schimba auzind instrucțiunile acestui sadhu, exact așa cum se afirmă în Shrimad Bhagavatam, în care se spune frigul, întunericul și frica sunt eradicate atunci când o persoană se apropie de focul sacrificial. În mod similar, prostia, frica și ignoranța sunt distruse exact în momentul când cineva ascultă discursuri spirituale despre Divinitatea Supremă. Și Kamini Mohan, când a auzit aceste cuvinte, el a fost cumva reticent să părăsească confortul casei sale pentru a vizita un sadhu. Dar prietenul său era foarte cumva inteligent și a decis să urmeze un plan. El vrea totuși să-l convingă pe Kamini Mohan să meargă pe malul opus și atunci a spus, apropo, uite, acum, în Kulia, pe malul nostru, este o mare distracție, este un mare târg și am putea să mergem la târgul respectiv și să ne bucurăm puțin. Hai să mergem să ne distrăm puțin. Și încă o dată, repet, deci planul prietenului era că eu să meargă la târg, în Kulia, pe malul lor, al Gangelei și după aia mai rămâne cât mai rămâne să treci Gangelei și să mergi în Mayapur ca să vizitezi locurile sacre, să te asociezi cu maestru spiritual, cu acest sadhu. Și Kamini Mohan, când a auzit despre târg, a auzit că putem să ne distrăm puțin, atunci el cumva și-a dat acordul. Da? Și a spus, ok, hai să mergem, hai să vedem târgul respectiv. Și iată, ei ajung pe malul Gangelui, Kamini Mohan s-a bucurat de, nu știu, toate distracțiile târgului în compania prietenului său. Și deja când Kamini Mohan era complet relaxat, prietenul său iarăși vine cu ideea lui și spune, uite, Mayapur se află chiar aici. Deci, acesta este de fapt un ashram din Yoga Pit, este locul unde a apărut Domnul Chaitanya acum 500 de mii, el este, acum 500 de ani. Este construit exact pe locul apariției Domnului Chaitanya. Și Kamini Mohan îi spune, uite că îl vedem de aici, de pe malul nostru, îl vedem. Deci trebuie doar să trecem cu barca, e 10 minute, trecem Gangele și suntem chiar acolo. Și dacă toți suntem aici, hai să mergem, hai să depunem efort. Și Kamini Mohan cumva și-a dat seama că prietenul lui vrea să-l convertească, nu știu, vrea să-l spiritualizeze, da, vrea să-l facă un devotat, da? Vrea să-l ducă cu siguranță peste râu, să-l elibereze de atașamentele lui materiale. Nu? Și atunci el i-a răspuns prietenului său într-un mod foarte evaziv. Nu? Și el îi spune, dragul meu prieten, îmi este foarte frică să not peste râul adânc și periculos, care este plin de vârtejuri, crocodili, pirania, tot fel de obstacole. Și nici nu sunt obișnuit să merg într-o barcă. Îmi dă greață, amețeli și devin foarte bolnav. Pot să-mi pierd conștiința și să pic în apă din barcă. Acum este sezonul ploios și Gangele este foarte umflat. Dar iarna, adică de luni, iarna, vara sau săptămâna viitoare, când nu va mai fi sezonul ploios, când râul va deveni uscat, atunci cu siguranță trecem
pe malul opus al râului, cu siguranță o să vedem locurile sacre, o să venim la lecția acelui Sadhu, o să ascultăm prezentarea lui și atunci cu siguranță o să facem aceste schimbări. Dar când prietenul lui Kamini Mohan a auzit aceste cuvinte, nu este fățărnicia, decât nesinceritatea și ipocrizia. Pentru că râul Gangele niciodată nu va fi uscat. Celelalte râuri se usucă, Gangele de umflat, dar Gangele întotdeauna are. Și morala acestui tip. Kamini Mohan să treacă pe malul opus. Divinitatea, dar mai exact, Paramatma, foarte bine, Carmen, maestru spiritual. Să vedem cu ochii supra-se află în inima noastră. Viața noastră spirituală. Și Kamini Mohan este sufletul pasiv, sufletul evaziv. Noi suntem Kamini Mohan. Balu, Cosmin, Bogdan, Mirela, Andreea, Șervan, noi suntem Kamini Mohan. Kamini înseamnă dorințe materiale. Mohan înseamnă cel care este iluzionat de dorințele sale materiale. Și avem faimosul verset din Bhagavad Gita, Bhogaishvara Prasaktanam, Taya Pahrita Cheta Sam Vaya Satmika Budhir Samadau Na Vidhiyate. Versetul spune, în mințile celor ce sunt prea atașați de plăcerile senzoriale și bogățiile materiale și care sunt tulburați de aceste iluzii, hotărârea neclintită pentru samadhi, pentru yoga, pentru avansul spiritual, comuniunea cu Domnul Suprem, nu are loc. Și Bhaktisiddhanta explică în comentariul său, zice că noi la început gândim că la început trebuie să mă eliberez de încurcăturile vieții materiale, să rezolv problema cu jobul, cu salariul, cu nu știu ce, trebuie lucrurile, deci la început, din punct de vedere material, se rezolv. Spirituală. Lucrurile trebuie să fie făcute în paralel. Pentru că niciodată râul nu se va usca. Iată, când avem această idee, la început trebuie să repar ușa și atunci o să-mi fac geapa. Nu? Tu repar ușa și se strică telefonul. După aia. Trebuie să repar telefonul și după aia îmi fac geapa. Ai reparat telefonul, curge robinetul și în lumea materială tot timpul ceva se strică. Maestru spiritual spune, știți cum există Gandharva Loka, există Goloka. Maestru meu spunea despre lumea materială că este Broca Loka. Și apropo, eu spunea despre România, că everything is broken here. Broca Loka, totul este stricat. Și cât n-ai încercat în această Broca Loka să... Broken Loka, se repare lucrurile, ele tot se vor strica în continuare, pentru că asta este natura energiei materiale, dar rămâne dezordonată, stricată. N-ai cum să o organizezi. Și de aceea lucrurile trebuie să fie ținute în paralel. Deci încă o dată, această sutra care ne vorbește despre stare de spirit favorabilă pentru avansul spiritual, pentru practica de sadhana. Dacă vrei să avansezi material, gândește că nu vei muri vreodată, dar dacă vrei să avansezi spiritual, fii conștient că moartea poate veni în următorul moment. Bine, dragi prieteni, eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Dacă aveți vreo întrebare sau, nu știu, vreo îndoială, vreo discuție, haideți repede să răspund la aceste întrebări. Și duminica viitoare, cealaltă, de fapt, duminică, o să continuăm cu sutrele lui Patanjali. Da? Andreea, te rog.
Considerând toate întipăririle noastre mentale din ziua de astăzi, este posibil să mai ajungem la stadiul de suflet măreț și dacă trebuie să se bifeze toate acele 9 căsuțe ca să fie un suflet măreț. Există un verset foarte frumos în scripturile vedice care se numesc Pancharatra, în care se spune Yatha kanchananam yanti kamsayam rasa vidanata tata diksha vidanina dvijate jayate nrinam. Yatha kanchananam yanti. La fel cum arama poate fi transformată printr-un proces alchimic cu ajutorul mercurului, poate fi transformată în aur. În mod similar, un shudra, o persoană nespirituală, o persoană proastă, o persoană neevaluată spiritual, neavansată, o persoană care nu este avansată spiritual, poate fi transformată într-un dvija, într-o persoană care este născută spiritual a doua oară, prin procesul de diksha. Yatha kanchanatam yati kamsayam rasa vidanata tata diksha vidhanina dvijate jayate nrinam. Dvijate jayate nrinam înseamnă el sau ea prin procesul de diksha va ieși victorios și va schimba toate aceste pattern-uri karmice. Toate întipăririle mentale ele vor fi depășite prin procesul puternic de dvija, diksha, procesul de inițiere, care are loc sub ghidarea maestrului spiritual. Aceasta este soluția pe care o oferă scripturile vedice. Când maestrii spirituali explică acest verset, îi spun că aici avem două abordări. Prima abordare este să vopsim vasul ăla din fier sau din aramă, să-l vopsim în aur. Sau a doua abordare, a doua opțiune este să transformăm cu adevărat la nivel molecular, să schimbăm formula moleculilor, să schimbăm aurul, să-l schimbăm în aur. A vopsi nu e nicio problemă și în cercurile de yoga astăzi asta se întâmplă deseori. Deci oamenii folosesc limbajul yoginilor, samadhi, namaste, ce mai e acolo... Samadhi, namaste, dandavat, mai știu, asane, chakre, deci iau limbajul lor. Aia nu reprezintă nicio problemă. Da? Dar la nivel molecular, deci calitativ să-ți schimbi calitățile tale al caracterului tău, să treci printr-un proces de transformare, procesul este dureros. De ce? Pentru că în primul rând tu trebuie să te eliberezi de falsul tău ego. Și asta este sensul cuvântului Namaha, care este inclus în toate mantrele vedice. Nama Om Vishnu Padaya, Om Namo Bhagavate Narasimhaya și așa mai departe. Da? Shivaya Namaha. Namaha înseamnă eu îmi resping egoul în fața cui? În fața maestrului spiritual, în fața divinității. Așa începe procesul transformării. Așa începe procesul transformării al acestor pattern-uri, acestor programe karmice. Și procesul durează un timp, el este dureros. Dar versetul spune Yatha kanchananam yati kamsayam rasa vidanata tata diksha vidanina. Prin puterea procesului mistic de diksha, procesului mistic de inițiere de la un maestru spiritual autentic, fierul se transformă în aur. La nivel molecular, nu doar la nivel cosmetic, dar la nivel intrinsic. Mare dragă. Dacă mai avem o întrebare, da? Carmen, te rog. Momentul în care este trecut... Deci sufletul reprezintă pe Kamini, maestru spiritual și da. Gangele și această procesiune de trecere. Și de asemenea am fost surprinsă că Mohan înseamnă iluzie și știu că este un nume al divinității. Cum putem să înțelegem? Gangele reprezintă Vaitarani sau energia Brahmajyoti care divizează lumea materială și lumea spirituală. Uneori se mai numește oceanul cauzal,
care divizează domeniul material și domeniul spiritual. Deci asta este simbolic, ceea ce reprezintă Gangele în această pildă. Și acum Mohan, Madan Mohan, cine este Madan Mohan? Este un nume al divinității. Este cel care îl iluzionează pe Cupidon, pe Cupid. Cupid, el îi induce în iluzie pe toate entitățile vii și se spune că Cupid are acele săgeți pe care el le trage în inimile entităților vii. În iconografia vedică, Cupid este desenat de obicei cu un arc și cu o săgeată și săgeata are 5 colțuri. Și fiecare colț reprezintă un anumit sentiment pe care îl simte persoana îndrăgostită. Știți care este primul colț? Orbire. Da. În limba rusă există o expresie, Lyubov'il napa lyubishi kozla. Iubirea este atât de puternică încât te îndrăgostești într-un țap. Și atât ce face Cupid când aruncă acea, trage cu acea săgeată, în inima cuiva, pam, orbire. Wow, ce de frumoasă este broasca asta. Sau ce de frumoasă este oița asta sau țapul acesta și așa mai departe. Vă dați seama, cum poți să te îndrăgostești într-o broască? Cum poți să te îndrăgostești datorită acestei energie care se numește Kama Shakti, este o energie mistică al semizeului Cupid, care el este descris ca semizeul procesului de reproducere în univers. Primul lucru care se întâmplă când cineva este infatuat de poftă trupească este inteligența este switch off, este oprită. Și de ce noi avem nevoie de mame, noi avem nevoie de bunici, noi avem nevoie de prieteni care ne spun, atenție, tu ce faci, tu cu cine te întâlnești acum, stop. Și reacția noastră de obicei este, nu mai merg la școală, mă căsătoresc, da? Nu mai merg la lucru, nu mai am nevoie de job, da? Nu mai am nevoie de părinți, da? Nu mai am nevoie de nimeni, stop. Deci asta este Cupid. Cupid, ce numele lui este Mohan. Deci Mohan înseamnă cel care iluzionează. Și fiecare colț al respectiv are 5 vârfuri. Fiecare vârf e mai rău decât celălalt. Eu acum, din păcate, nu o să-mi aduc aminte, dar țin minte că prima este orbirea, după aia și mai greu este starea aia melancolică, când nu vreau nimic, nu mănânc nimic. Da, când ați observat, toți îndrăgostiți, ei slăbesc la început. Da. Eu astăzi l-am întrebat pe Bogdan, uite, ai ieșit acum, l-am întrebat, Bogdan, de ce slăbești? Păi e bine să slăbesc, eu nu știu. A, uite. Perioada ei slăbesc și după aia ei pun kilograme, deja când totul este, după căsătorie, starea civilă, ei pun kilograme, da? Și, deci, e starea aia melancolică, după aia nu mai țin minte exact, încă sunt 2 sau 3 stări și ultima este Mara. Mara este, poți să fii atât de îndrăgostit încât mori. Da, e extrema, dar știți, Romeo și Giulietta și alte, aia sunt exact. Înseamnă semizeul reproductivității care induce entitățile vii în iluzie necesară ca ei să se reproducă. Noi, bineînțeles, că facem picturi, scriem poezii despre sentimentul respectiv, dar el este doar sentiment de reproducere, come on. Universul trebuie să continue. Și de aia, deci, semizeul ăsta ne infatuează mintea cu poezii, cu stări melancolice, cu, wow, e cel mai frumos sentiment în lumea materială, iubire, love, care de fapt înseamnă, come on, produce și tu acolo o broscuță, un iepuraș, un purcel, pentru că asta este legea karmei. Și asta este Mohan, deci semizeul reproducției în lumea materială. Dar Dumnezeu este Madan Mohan. Este cel care îl infatuează chiar și pe Cupidon. Și în Vrindavan este o povestire când odată
Krishna, în forma sa de avatar, s-a manifestat în Vrindavan și el petrecea tot felul de petreceri de ale sale transcendentale cu asociații săi eterni. Și semizeul Cupidon, deci a descins din planetele superioare și s-a gândit, cine-i Krishna ăsta tot aici? Zburdă, cântă, dansează, hai să-i trag și lui o săgeată. Și Cupidon și-a tras săgeata, s-a uitat la Krishna și în momentul ăla Krishna l-a văzut pe Cupidon, care există chiar un loc care se numește Madan Mohan Tera. Madan Mohan Tera este locul în care Cupidon a picat de pe copac și s-a strâmt gâtul. Pentru că în momentul în care Cupidon a început să țintească la Krishna, Krishna este Deva Deva, el este sursa semizeilor. Krishna doar s-a uitat la Cupidon și a zâmbit. Și Cupidon, când a văzut zâmbetul ăla, el a primit săgeata aia de în inima lui, a picat de pe copac și a sfrânt gâtul și atunci Cupidon a decis, de azi înainte nu mai trag în Krishna nicio săgeată. El este divinitatea supremă. Deci, și pentru Cupid asta a fost semnul că Krishna este divinitate. De ce? Pentru că el este dincolo de moha, dincolo de maya, dincolo de iluzia, energie iluzorie. Aia înseamnă Madan Mohan. Bine, dragi prieteni, eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. O să încheiem discuția aici și îi dau microfonul lui Andreea.